Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto, bine v-am regăsit pe cei abonați ai acestui canal, bun venit celor noi. Uh, am început ziua mai târziu, vremea este foarte urâtă, parcă vine toamna agresiv. Bitcoin dă și el semne de oboseală, pare că a mai pierdut din suflu, Haideți să vedem despre ce lucruri interesante vorbim astăzi. Înainte de a începe, vreau să vă anunț că foarte curând bitmarket va deveni operațional în România și în Moldova. Va fi o platformă unde veți putea vinde ceasuri, apartamente, case, terenuri, mașini, motociclete și produse digitale exclusiv doar cu cripto. Da? Deci, un fel de OLX, dar. Toate prețurile vor fi afișate în cripto, și astfel comunitatea, cei care sunteți implicați în fenomenul cripto, veți avea șansa să puteți să vă monetizați bunurile sau deținerile de criptomonedă cu cripto. Cu mențiunea că fiecare persoană va avea răspundere pentru ceea ce face, pentru bani, dacă va trebui să-i justifice fondurile. Da? Deci, asta e o chestie pe care platforma nu-și asumă, fiecare răspunde pentru ceea ce vinde sau ceea ce cumpără. Recomandăm tuturor, vom afișa și pe site, uh, declararea corectă a valorii bunurilor, plata taxelor, nu încurajăm evaziune fiscală, chiar dacă pentru mulți cripto sună ceva dubios. Nu, cripto poate fi folosit și corect și util în piața uh, din România. Uh, cum ziceam, vom deschide. Se va deschide în Moldova și în România cât de curând. Platforma va avea o monedă proprie care se va numi Bitmarket. Această monedă va deservi pentru plata serviciilor de listare. Este o platformă premium, și astfel orice se listează va avea un preț. De asemenea, platforma va conține mai multe servicii digitale precum BitSwap-ul care este un fel de Uniswap sau Pancake, care va fi în limba română, va fi explicat. Voi încerca să ajut pe toți cei care și-ar dori să folosească aceste platforme decentralizate să înțeleagă cum funcționează. Haideți să începem și cu ce se mai întâmplă prin cripto. Am început această dimineață cu acest articol de pe Cointelegraph care spune așa Bitcoin in line for a phenomenal weekly close if price holds 49k. <coughs> deci, Bitcoin este în linie dreaptă pentru o închidere fenomenală de săptămână dacă, dacă prețul rezistă deasupra valorii de 49.000 de dolari. Sunt niște vești pozitive din partea Fedului american care au bustuit prețul oarecum peste medie în ultimele zile. Însă, acum suntem pe chartul Bitcoin pe o săptămână. Poate mulți vă uitați, poate nu. Avem 5 săptămâni, 5 lumânări verzi, da? O evoluție foarte, foarte spectaculoasă a Bitcoin, o evoluție de 74% pozitivă, da? Acum, după cum vedeți, avem aici această lumânare roșie, da? o să se vadă mai mare, o vedeți? Dacă dăm pe time frame pe uh, daily, da? Vom vedea lucrurile și mai uh, clare. Acest 49.000 este o rezistență foarte puternică. Am avut-o și aici. Și aici a fost suport, aici rezistență, da? Revenim pe weekly. Dacă vom reuși să închidem a șasea săptămână verde consecutiv, este un semnal foarte bun și cred că vom spulbera această rezistență și ne vom duce în zone mult mai înalte. Însă, trebuie să remarcăm un lucru, nu știu dacă vedeți, aici avem volumul, da? Care este în scădere. Avem 26 iulie săptămâna, august, august, augusta, mai multe săptămâni în care volumul a fost cât de cât decent. Acum suntem într-o săptămână cu un volum nu atât de spectaculos. Din acest motiv, am niște îngrijorări. Dacă nu... Nu reușim să închidem pozitiv săptămâna, o corecție este foarte posibilă. Cred că sunt șanse foarte mari să avem această corecție, și probabil ne vom duce în această zonă de suport. O secundă, undeva pe aici, prima dată, la 44.000. Dacă nu va rezista, cum vă ziceam și cu alte ocazii, 38.000 scrie pe noi. Din nou, fac apel la cei care ați cumpărat, să zicem, mai sus, la 50.000, 51. Nu vă panicați. Piața va demonstra, chiar dacă a durat două luni de așteptare, lucrurile au revenit, să zicem, într-o normalitate. Septembrie, dacă ar fi să comparăm cu precedenta sesiune de bull market din 2017 nu este o lună extrem de pozitivă. Adică dacă o să vă uitați pe charturi la septembrie 2017 veți vedea că atunci am avut o corecție destul de semnificativă, peste 30%. Nu spun că lucrul ăsta se poate întâmpla acum, însă nici nu este exclus. Piața are o cădere Normal acum, o mică slăbiciune, o cădere, o scădere a volumului. E normal după 6 săptămâni în care am avut o evoluție pozitivă. Rămâne de văzut. Apelul meu este același: nu vă panicați, nu, nu vindeți în minus, pentru că e doar o chestiune de răbdare. În continuare, cred cu tărie că anul acesta vom avea. O evoluție spectaculoasă pentru Bitcoin, cred că vom depăși în curând acest all-time high și cred că vom vedea Bitcoinul peste 100.000 de dolari anul acesta. Vă doresc o duminică liniștită, vă aștept și pe canalul de Twitter unde discutăm foarte multe lucruri interesante. Aseară am postat primul meu NFT făcut pe OpenSea. Aș vrea să-mi scrieți în continuare dacă vreți să facem un episod despre NFT-uri, despre platformele astea super rare, OpenSea, cum se creează un NFT, cum se mintează, min cum îl faci practic, nu neapărat să-l cumperi. Este foarte mult hype, foarte mulți oameni sunt deranjați, am văzut, sunt supărați, domnule, ce prostiile astea. Trebuie să înțelegeți că fiecare perioadă are nebuniile ei și în clipa de față avem de-a face cu NFT-urile și cu zona de gaming, care pentru mulți nu are niciun sens, însă sunt banii planetei. Deci sunt bani acolo mult mai mulți decât în proiecte serioase. Vă doresc, cum ziceam, o duminică plăcută. Găsiți linkul către Twitter în descriere. Să ne auzim cu bine!